tu s-ai luat ceva. Emil Oteanu este român de origine evreiască, o mare personalitate a culturii românești, care a reușit să ia firme în spațiul sovietic datorită originilor sale evreiești. Prin urmare, n-a putut fi învinut că naționalist român care vrea revenirea Basarabiei la țara mamă. Emil Oteanu, ce a făcut el? Întâi în poezie, care este foarte puțin cunoscută la ora școală, dar mai ales în cinematografie, a fost un geniu al cinematografiei mondiale, cu cele mai mari încasări ale Uniunii Sovietice în domeniul cinematografic, și filmele lui rămân emblematice. El este un exponent al culturii românești de la est de... Și al culturii ruse? Dar inițial al culturii românești. Pentru că în rusește mai avem, cum să spunem, în limba rusă avem o sumedenie întreagă de producții cinematografice. Însă putem să spunem altceva. Un Emil Oteanu se simțea la fel de bine și asta cred că trebuie să fie condiția unui basarabean, la fel de confortabil și la București și la Moscova, în sensul în care nu are complexe de ordin cultural. Aparținând culturii române, noi, ca basarabeni care ne aflăm la confluența a două mari culturi, trebuie să avem capacitatea să ne ridicăm la nivelul celor mai înalte rigori axiologice, valorice, atunci când prezentăm un produs cultural. Și în acest sens și Emil Oteanu, și Eugen Dogăga, și mare compozitor originar din Transnistria, care locuiește la Moscova, dar e foarte frecvent la Chișinău, și Ion Druță, care s-a manifestat ca prozator mai mult la Moscova, pentru că la Chișinău a fost persecutat și nu putea publica nici pe gazete de perete la vreo întreprindere. Deci, în acest sens, da, noi basarabenii suntem... Bun, nu vreau să... Noi românii sau noi basarabeni? Revenim și la chestiunea asta, pentru că, ca să nu uit, vă rog frumos să mă trageți de mânică, să facem distinție între fenomenul cultural, între geopolitica la ora actuală, relațiile între cele două state, România și Republica Moldova, percepția Basarabiei în România de astăzi, dreptul istoric, multe chestiuni care s-au spus aici sunt perfect adevărate, dar din lipsă de timp fiecare dintre vorbitori a vorbit mai mult sau mai puțin fragmentar și de aceea este bine să revenim. Vă rog să mă trageți din mânică, să mă întrebați, sunt român sau moldovean? Întâmplarea face că sunt român-moldovean. Geografic sunt român-moldovean. Sigur că da. Etnic sunt român, ca cetățean sunt iarăși moldovan, ca și moldovean, ca și politonim. Aici e o discuție foarte îndelungată. Numai că problema noastră, ca să nu țin foarte mult pe Bogdan Duca în picioare, problema noastră este că România are atâta dragoste pentru Basarabia, încât este o dragoste maternă, uneori acoperită de o lacrimă care curge din ambii ochi și atunci privirea este puțin deformată de acel lichid care se scurge din ochi pe obraz și o dragoste excesivă a mamei față de copil, uneori răsfață copilul și îl face un derbedeu, da? Iar mama nu întotdeauna poate să se aprecieze la justa valoare progenitura și la asta trebuie să vă gândiți că iluzia că toată lumea știe totul despre Basarabia, dincolo de faptul că ce s-a întâmplat în 1812 și în 1940, foarte puțină lume știe ce înseamnă Basarabia de astăzi, ce mâncare de pește este și cum să facem ca să ne dinamităm și România și Basarabia în interesul unor celor pe care eu îi numesc cu cuvântul turcesc dușmani. N-am niciun fel de problem și o să revin la treaba asta. E după Carl Schmitt, domnul sociolog, poate confirma ce înseamnă teoria dușmanului. Dinamic. Dinamic, după ce vorbește Bogdan, poate o să-mi spui și care națiune aparține Grigore Grigoriu. De ce anume Grigore Grigoriu? Pentru că se leagă artistul. Artistul. Se leagă de destinul Emil Oteanu, de asta ți-am spus. Ai adevărat.